Bine te-am găsit! Știu că îți place foarte mult să te joci, de aceea vom începe activitatea de astăzi cu un joc de mișcare. Te rog să te ridici în picioare și să execuți următoarele mișcări. Întinde brațele în lateral. Rotește umerii. Ridică brațele deasupra capului. Pune mâinile pe cap. Așează mâinile pe șolduri. Sari pe loc ca mingea. Scutură picioarele. Ai realizat toate aceste acțiuni? Minunat! Hai să ni le reamintim. Întinde, rotește, ridică, pune, așează, sari, scutură. Cuvintele colorate exprimă acțiunile realizate de tine în timpul jocului. Să îl observăm cu atenție pe băiatul din această imagine. Ce face el? Poți să numești câteva dintre acțiunile sale? Iată câteva exemple. Băiatul este la bibliotecă, șade pe un teanc de cărți, ține în mână o carte, o privește, citește și, în același timp, zâmbește. Aceste cuvinte se numesc verbe. Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii. Să citim împreună următoarele enunțuri și să identificăm verbele. Oare ce exprimă fiecare dintre ele? Mihai aleargă. Florile sunt în vază. Ana stă pe scaun. În primul enunț, verbul este aleargă și exprimă o acțiune. În enunțul florile sunt în vază, verbul este sunt și exprimă existența. În ultimul enunț, verbul este stă și exprimă starea. Te-ai descurcat foarte bine. Mai am o provocare pentru tine. Iată câteva versuri din poezia Un duel, scrisă de George Topârceanu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar verbele au părăsit versurile. Hai să le așezăm împreună la locul lor pentru a dezluși înțelesul poeziei. Sar deodată, dau cu ciocul, cad alături, schimbă locul. Bat din aripi, dau din ghiare, unul cade, altul sare. Din nou te-ai descurcat foarte bine. Mai am pentru tine o provocare. Se numește verbe în proverbe. Ce vei face? Vei citi cu atenție proverbele și vei alege dintre cuvintele date pe acelea care completează corect aceste enunțuri. Să începem! Mâța blândă zgârie rău. Verbul zgârie completează acest proverb. Minciuna are picioare scurte. Corect, alegem verbul are. Vorba dulce mult aduce. Foarte bine, potrivit este verbul aduce. Felicitări! Sunt convinsă că recunoașterea verbelor nu va fi un lucru dificil pentru tine. Succes!